Minus 1 pe 4, sta tot bine. Da? Facem da. Minus 1 pe minus 3 pe 4, da? Pe 16. Deci tot negativ între 10. Da. Se vede că între 0 până la 1 pe 2, chiar și 1 pe 2 face minus 1 pe 4. Aia faceți 3 pe 4. Pentru... Este 3 pe 4 la pătrat, adică 3 la 9 pe 16. Deci vine 9 pe 16. 3 pe 4. 3 pe 4. Și facem 12 minus 3 pe 16. Tot minus. Deci este... cât a spus este? 9. Minus 3 pe 16. Pe 16. 4. Și facem 9 minus... Tot minus. Așa. 9 minus 12. 9 minus 12. Da. Și face minus 3 pe 16. Deci negativ. Deci face negativ tot timpul, se vede aici, în toată perioada asta. Adică, iată-ne că suntem într-o situație mai specială, studiind cu atenție, prin niște valori intermediare, de la 0 până la 1, constatăm că x pătrat minus x e totdeauna negativă. Ori, prin construcția care am făcut-o aici, da? X pătrat minus x n-a arătat că e totdeauna negativă, ci și este între minus 1 și 1 și însemna are și o dată când face 0. Da. Că nu poți să treci la minus 1 până la 1 fără să treci prin 0. Că doar în 0 este intervalul ăsta. Ei bine, în momentul în care am zis să fie 0, 0 este în capete. În 0 și 1. Ori nu are voie să ia capetele. Deci nu are voie să ia capetele, deci x-ul nu este 0 niciodată, nici 1 nu este odată, niciodată. Înseamnă că valoarea asta 0 nu se atinge aici, în interior. Înseamnă că tot timpul rămâne nu de la minus 1 la 1, ci iată de la minus 1 până la 0 aici. Pentru că în varianta care am gândit-o mai aici, prin egal la pătrat, s-au adăugat soluții. Și de aceea trebuia să fie gândit în felul următor. Pe x pătrat minus x trebuia să-l vedem așa. Deci, de ce? Ștergem. Știi unde vreau să șterg? Da, deasupra, deasupra. Așa, să vedem... și asta. Așa, așa. Da, 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 da. Da. Deci o să zici mai mult. Noi avem cu X-ul, adică cuprins între cine? Între 0 și X. Bun. Bun. X pătrat minus x se scrie ca fiind egal x pe lângă x minus 1. X pe lângă x, dar x în factorul 1. Da. Bun. Acum, cum x e între 0 și 1, x minus 1, x minus 1, este de aici scădem 1, da? Cuprins între cine? Între minus 1 și 0. Corect, că am scăzut 1. Da? Din x între 0 și 1, am scăzut 1, 1. Mm-hmm. Și vine minus 1, mai mic decât x minus 1, mai mic decât 1 minus 1, face 0. Da. Înmulțesc un x alimentri. Toți trei. Sunt trei termeni. Minus x. Și atunci vine minus x, x mai mic decât x minus 1. Dacă nu știți cum x ăsta este pozitiv. Da. Deci nu se schimbă sensul inegalității puțin cu un x pozitiv. De ce? Da. Da. Deci mai mic decât? Da. Mai mic decât 0. Așa. Și acum, mai mic decât x-ul 0, 0, da?
Și am minus x mai mic decât x pătrat minus x mai mic decât da. Da. Bine? Ce înseamnă că x pătrat minus x cum este tot? Negativ. Negativ. Asta ne-am arătat și mai aici. În cazul particular. Corect. Da? Deci ea este tot timpul negativă cât x-ul între 0 și 1. Nu cum ne-a ieșit aici, când am avut sentimentul că se întâmplă să o rupem în două, că pe o anumită porțiune va fi negativă și pe o pozitivă. Pozitiv, n-a fost așa. Deci, n-a fost așa pentru că prin la pătrat aici, s-au îndăt ca soluții și noi am intrat în conflict. Atunci inversă. Și atunci rămâne dacă e mai mică, o... Că x pătrat minus x mai mic ca 0 și atunci la mod x pișterea modului schimbăm semnul, da? Corect. E de x. Deci cum avem asta, rezultat plan, rezultă că modulul x pătrat minus x e egal cu cine are? Egal cu x minus x pătrat. Egal cu x minus x pătrat. Iată că am rezolvat-o cu asta. Am rezolvat-o cu asta. Am rezolvat-o cu asta. Da. Da. Modulul ăsta, modulul de x minus 1 minus y, avem. Se ridică la pătrat. Stai, nu mă le lăsa. Acum să faci și. Aceea. De aceea nu o fac. Deci ne ocupăm de radical. Adică asta, nu? Radical. X minus 1 minus x pătrat. Totul la pătrat. Care înseamnă după explicitare, adică fiind radical din ceva la pătrat. Modul din x minus 1. Minus x pătrat. Modul din toată expresia. Da, modul din x minus 1 minus x pătrat. X pătrat. Bun. Ei, noi trebuie să aflăm cum este asta ca evaluare, câtă vreme x sunt între 0 și 1. Așa, x. Câte x sunt între 0 și 1, x, cu x între 0 și 1, ce se întâmplă? X, x minus 1 minus x pătrat, ce este cu ea? Ce se întâmplă? Ce valoare? Mereu e negativ. Chiar dacă e 0, chiar dacă e 1. Păi să vedem, zic că de 1. Chiar dacă e 0, chiar dacă e 1, totdeauna va fi negativă? Păi nici nu atinge pe 0 și 1. Trebuie să ne gândim un x între 0 și 1 milionar. Dar, dacă vrem să fim corecți, ar trebui să vedem toți x între 0 și 1. Ori toți x între 0 și 1 nu-i putem lua, că sunt o infinitate. Și atunci să dăm minusul mântui, nu? Ca să ne consumim. Noi am avut mai devreme x pătrat minus x, așa o da. Și am arătat că x pătrat minus x, împreună cu părtitatea da, acolo, este negativ. Important că era negativ x pătrat minus x. Și am prezis că cuprins între 0 și 1. Și minus 1. De ce? Deci, dacă x-ul e cuprins între 0 și 1, cuprins mă mulțim cu minus x, cu minus 1 și se întâmplă așa, 0 mai mare ca minus x, mai mare ca minus 1. Uite, noi avem asta, că x pătrat minus x, mai mare ca minus x. Da? Dar minus x nu mai mare ca minus 1. Uitați-vă aici. Da. Deci x pătrat minus x e cuprins între minus x și 0. Da. Da. Minus x este mai mare ca minus 1. Deci mai mare ca minus 1. Și atunci suntem așa. Minus am să spun. Da. Deci minus 1 mai mic decât x pătrat minus x. Da. Lucru știu dinainte. Da. Lucru știu de noi muncit aici. Constatat fără comentarii. Dar noi nu avem minus x pătrat. Noi avem minus x pătrat plus x. Și aici este lucrul din ediția anterior, este x pătrat minus x. Mulțim cu minus 1. Mulțim cu minus 1, așa este. Mulțim cu minus 1 și ea devine echivalentă cu. Hai, minus 1 cu minus 1. Cât e? Plus 1. 1. 1. Mai mic de... Mai mare. Mai mare.
mai mare că se schimbă sensul inegalită când cumpăr mulți cu urmă negativ. Cu mai mare decât x minus. Mai mare decât x, ai zis bine, x minus. X pătrat. Da. Mai mare decât 0. Da. Deci, am creat dată, x minus x pătrat e cuprins între 0 și 1. Hai să vedem invers. 0 mai mic decât x minus x pătrat mai mic decât 1. Mai mic decât 1. Scădem un 1, că așa spune să facem. Scădem un 1 peste tot. Un minus 1. Să fie minus 1 mai mic decât x minus x pătrat minus 1 mai mic decât 0. Deci, Miruna a anticipat această expresie și a negativă. Da. Și atunci, fiind negativă, modul din x minus 1 minus x pătrat, vezi, adică fiind negativă, trebuie să schimbăm semnul, este egal cu x minus 1, x plus minus, minus. X minus 1, adică egal cu minus x plus 1. Îi schimbăm semnul tuturor termenilor. Minus x plus 1, minus x pătrat. Dacă schimb toate semnele. A zis că schimbăm, nu? Atunci când expresia dintre bare e negativă și lucru constatat, la explicitare se schimbă semnul tuturor termenilor de acolo. Plus x pătrat. Plus x pătrat. Da? Plus x pătrat. Minus x plus 1 plus x pătrat. Și atunci, expresia care am câtă vreme x-ul între 0 și 1, expresia asta e de x, care am avut-o de lucrat, e de x, va fi egală cu. Am zis primul modul x minus x pătrat, chiar sus. X minus x pătrat este negativ. Da, mă avem acolo, aici, da? Este negativ și atunci schimbăm semnul și zicem minus x pătrat plus x. Primul mod. Da. Și al doilea minus x. Și al doilea fiind negativ, avem minus x plus 1 plus x pătrat. Și egal, x pătrat cu x pătrat să duce. X cu minus. X cu x pătrat. Și face un lucru. Deci expresia asta, asta de aici, ne dă 1 tot timpul, indiferent ce x înlocuim noi între 0 și 1. Orice x am înlocuit între 0 și 1, de totdeauna cu 1. Hai să vedem la care așa lucru. Hai să luăm un x între 0 și 1. 0,5. Deci pentru x, x egal cu 1 pe 2, rezultă e de 1 pe 2, va fi egală cu. Și oriunde vedem x, unul pe 2. Și bine, modul din 1 pe 2 la pătrat. Minus 1 pe 2. Plus radical din mod din 1 pe 2. O luăm la originalul, acolo lucrăm, nu unde am explicitat, nu mi-am făcut, nu? O luăm original. Da. Deci 1 pe 2 minus 1 minus 1 pe 4. Tot la 2. Și egal cu modul din 1 pe 2 la a doua face 1 pe 4. 1 pe 4. Minus. Minus 1 pe 2. Foarte. Plus radical. 1 pe 2. Dar nu putem spune direct. Să calculăm și pic asta. Hai să facem calculul ăsta. Nu-i tot cum este. 4. Cu 2. 2. 4. 2 minus 4. Și 1. Deci 2 minus 4 minus 2 minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 pe 4 face minus 3 pe 4 totul la pătrat. Și egal mai departe cu modul din o lucrăm și pe aia. Da, 1 minus 2 e minus 1 pe 4 minus 1. Modul din minus 1 pe 4 din minus 1 pe 4. Da? Da. Plus radical. Deci face cât acolo 9 pe 16. Adică 3 pe 4. Plus 3 pe 4.
Modul din minus 1 pe 4 cât e? Iată, dacă ziceam, se zice, de fapt, rămânea minus 3 pe 4. O greșeală, modul. Da. E minus 3 pe 4. Ăsta-i motivul de scris modul, că te trebuia să ai dat 3 pe 4. Da. Și modul din 1 pe 4, de minus 1 pe 4, e 1 pe 4. Da, și 1 pe 4. Și 4, 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 cel mai mic cu putință, tot o infinitate trebuie să întreagă. Exact. Sunt atât de multe încât sunt de la minus infinit la plus infinit. Da? Deci s-a făcut o urmare? Nu are o urmare. Da, 7 până și 9. Să vedem? 7 până și 10. Așa. Da, ai zis că se rupe. Se rupe singura oră și ceva, deci s-a făcut cea oră și ea. Da. Acum că mi-e interesant, mai aduți-mă. Nu pot pleca acasă. Da. Uite, mă propun să ți exercițiu 11. Care? 11, de la pagina 28. 11, da, 28. Determinați numele reale X care verifică egalitățile. Amic. Modul din X minus 3 egal cu 5. Modul din X minus 3 egal cu 5. Da, e că scumpică. Stați-mă puțin, probabil că B-ul e mai complicat și C-ul, dar hai să facem pe ăsta. Hai. Hai, te las și tine. E mai ușor. X minus 3 egal cu 5, X minus 3 egal cu minus 5. Deci X minus 3 egal cu X minus 5, ce e două variante. Da, deci e zis că X minus 3 egal cu 5, X2 minus 3 egal cu 5. X2 minus 3 egal cu 5. X2 minus 3 egal cu 5. X2 egal cu minus 5, ce e 2? Ce e pentru ce înseamnă cu multuri și cu... Hai, să ai să-mi dai puțin. Da, ce? Da, să mă, nu se vede. Hai, ce? Ce deci, tu vezi că am P-ul și C-ul care... Nu degeaba. Minus 2, da? Deci, sunt că... Aparține mulțime marvărilor. 8 și minus 2. 8 și minus 2. Asta e la A. V-ați încălzit. Da. B. Modul din modul. Modul din X minus 3. Da. Și acum minus 3 iară. Da. Vedeți modulul egal cu 5. Vedeți, e mai interesant dacă m-ați întotdeauna. Da. Da. Ate multe speria cu ce așa rămâne. Să gândești așa. Modul poate au unii șmecherii, cât o fi șmecherii astea aici. Poate să fie transmaia cea mai mare, e de X. Pentru modul ăsta exterior, pentru ăsta, da? Faptul că e egal cu 5, înseamnă că toată șmecheria aceea e 5 sau minus 5. Nu? Deci de aici rezultă că vorbește. Da, modul din X minus 3, minus 3 egal cu plus minus 5. Perfect. Și avem două cazuri. Da, când modul din X minus 3 egal cu... Minus 3. Minus 3 egal cu 5 și modul din X minus 3, minus 3 egal cu minus 5. La prima când modul din X minus 3 egal cu 8, și la a doua cu modul din X minus 3 egal cu minus 2. Aia e așa, poate două cazuri. A doua spație. Nu, spație.
Păi nu, a zis că avem două cazuri la două prima. Probleme, dar la toată se face? Nu, e imposibil. E imposibil, bă, de aia, am reuțit repede. Și aici? Și aici rezultă că e x minus 3 egal cu 8. Plus minus 8. Plus minus 8. Și rezultă că x minus 3 egal cu 8 și x minus 3 egal cu minus 8. Deci, în prima rezultă că x este egal cu 11, da, din a doua, deci x este egal cu minus 5. Egal cu minus 5. 5. Deci x aparține mulțime valorilor 5 și minus 5 și 11. Da? Deci eu și pe chiar nu trebuie să sper, pot să fii 3 moduri. Acum urmează da? Da. Pot să fii 3 moduri, că deci, pentru modul exterior, nu? Toate șmecherile ce? Ei, cât urmează. Și gata, te mai avea da, sigur că nu. O, ce? Ce? Modul din modul din modul. Modul din modul din modul. Din x minus 3. Din x minus 3. Închideți primul modul, minus 3. Minus 3. Închideți-l și cu următorul, minus 3. Da. Închideți iată, egal cu 5. Ce? E urmă acum, doamnă. Ce? Da. Păi avem că primul pentru modul... Privești la modul exterior. Da. Primul modul egal cu 5 cu minus 5. Deci toată șmecheria. Da, egal cu 5 cu minus 5. Bine, deci e ceva. Modul din modul x minus 3. Minus 3. Și mai închizi iar modul. Egal cu așa și egal cu plus minus 5. Și, și minus 3 în continuare. Cu minus 3 în continuare. Da. Așa e? Da. Toată chestia din interior. Toată asta din interior. Și avem un modul care deschide. Da. Da, și avem modul din modul din modul din x minus 3 închidem un modul, minus 3 închidem un modul, minus 3 închidem un modul. Da. Nu mai încerc nimic, e egal cu 5. Deci, pentru că am închis după minus 3 ul ăsta, pentru el, pentru ăsta, că l-am tras mai mare. Da. Toată expresia din interior, toată, inclus cu minus 3 ul ăsta, egală cu 5 plus minus 5. Și o să avem cu modul din modul din x minus 3. Avem două cazuri. Da. Modul din modul din x minus 3. Minus 3 din modul minus 3. Egal cu 5. Și modul din modul din x minus 3. Minus 3 din modul minus 3 egal cu minus 5. În prima fază, modul din modul din x minus 3. Minus 3 din modul egal cu 8. Modul din modul din x minus 3. Minus 3 în modul egal cu 8. Da. Și cealaltă? Modul din x minus 3. Minus 3 din modul egal cu minus 5. Plus 3 minus 2. Minus 2. A doua e falsă și... E falsă că modul egal negativ. Da, și facem o primă. O să avem că modul din x minus 3. Minus 3 egal cu plus minus 2. Așa, o să avem că... Zici mai bine, să un pic să o deci e egal, deci dispare asta, că e egal cu minus 2. De unde e și minus 2? A, da, 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 eu sunt un pic înainte și am. Plus 3 și cu minus 5, egal cu minus 2. Deci partea ta e obligat. Și acum suntem aici. Primul mod care e valabil e egal cu 8. Și atunci înseamnă că e egal cu plus minus 8, da? Da, modul din... De fapt, Miruna se descrie pe cele două variante. Da, trebuia să scăpăm prin modul ăla. Da. Ai spus plus minus 8 după totul de unul din module. Să ales modul din x minus 3. Egal cu 8, ăsta în viață. Da, e ăsta la început. Așa, așa. Așa, așa. Și o să avem că... Foarte pe gândirea mea. Modul din x minus 3. Și acum ne descrie pe cele două variante. Da. Modul din x minus 3. Minus 3 egal cu 8. Modul din x minus 3. Minus 3 egal cu minus 8. O să avem că modul din egal cu 11. Modul din x minus 3 egal cu 11. Modul din x minus 3 egal cu minus 8 plus 3 minus 5. Acum e imposibil. Minus 5 explică. Da, și ce avem x minus 3 egal cu 11 și x minus 3 egal cu minus 11. X minus 3 egal cu 11. Și avem x poate fi 14 și minus 3. Minus 8, da. Minus 8 care nu are rost. Da? Nu.
Nu mai sunt moduri. X egal cu minus 8. Soluție. Și în final, X aparține mulțimii valorilor 14 și minus 8. Asta sunt cele două valori pe care le-am găsit în mare rezultate. Să descune deloc cât dificil. Dacă ați spus șmecheria că modul din egal cu plus minus, știi tu și în interior, ușor, ușor. Până când ajungi, altele pică pe traseu, nu poate fi un modul egal cu un număr negativ, totdeauna trebuie să fie un număr pozitiv. Ia traseu picat, am luat varianta cu 8, da? Și pică și asta care e egal cu minus 5, și doar una singură oferă soluții, modul x minus 3 egal cu 11, x minus 3 egal cu plus minus 11. Să facem sinteza? Da. O să uităm la modul tot, domnul profesor, nu? Da, 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 da. Păi, cu cât lucrăm mai mult, atât înțelegem mai bine. Există sunt diverse, antrenamentul merge și atunci siguranța crește. Să facem un pic de sinteză pentru... Da. Modul unui număr real. Deci, tema a fost modul... Unui număr real. Real. Cu proprietății de modul, definiția modului. Așa. Mai întâi definiția modului. Definiția modului. Modul de x egal cu x când, dacă trebuie să scriem. Azi zis. Modul de x egal cu x când, x mai mare egal cu 0 și egal cu minus x când x e negativ. Și 0 când x e 0. Hai, eu am pus aici. Bine. Am pus egal, da, da, da. Mai mare egal. Și proprietății cu x. Da, 2. Proprietățile modulului. Deci, proprietățile modulului. Și aici se zice modul din x, primar, modul din x e mai mare egal de 0, 1, 2, modul din x ori y egal cu modul din x ori modul din y. 3. Modul din x supra y egal cu modul din x supra modul din y. Radical din x pătrat egal cu modul din x. Așa, hai să zic 4. Radical din x pătrat egal cu modul din x, asta am aplicat o parte de asta. Da, oricare ar fi x aparține cu el. După aceea, după aceea mai avem un profesor, modul din x egal cu modul din minus x. Modul 5, modul din x egal cu modul din minus x. Am aplicat-o și pe asta. Da, da, da. Am spus că minusul ăla în factor comun, exact. Da. După aceea modul din x plus y. Aș să spun, dar și pe ce, modul din x plus y mai mic egal de modul din x plus modul din y. Mai merge și negativitatea singulare, suma la altul. Modul din x minus y. Și modul din x minus y este... Mai mic egal de modul din x plus modul din y. Totdeauna, da? Aici puteam să zic plus minus. Da, corect. Și mai este una. Modul din modul din x. Modul, diferenții modurilor, nu? Da. Modul din modul, modul din, din x minus modul din y. De modul mare, mai mic egal de sunt modul din x minus y. Modul din x minus y, da. Așa. Și astea sunt proprietățile pe care le-am enunțat. Și aplicații. Am făcut aplicații. La revedere, vă mulțumim că l-ați numit pe proful ăla și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Păi să nu uite, așa să țină minte, da? La revedere! La revedere!